Cel care trebuie să verifice milioanele demnitarilor are și el proprietăți de milioane. Ziarul de gardă scrie că proaspătul șef al Comisiei Naționale de Integritate deține o casă estimată la 5 milioane de lei în capitală. Mai mult, terenul aferent casei are 300 de metri pătrați și este declarat bun public. Amintim că jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au scris zilele acestea că proaspătul director ar avea o casă în valoare de 5 milioane de lei, construită în perioada în care acesta activa în cadrul Centrului Anticorupție. Anatolie Donciu a dezmințit informațiile publicate de ziariști, specificând că imobilul pe care îl deține a fost construit pe banii încasați din vânzarea unui apartament din Chișinău și a casei părintești din orașul Cimișlia. În apărarea lui Donciu a sărit astăzi și liderul PL, Mihai Ghimpu. Știu cum la noi activează și în politică și în presă lucrurile cum stau. Haideți să fim mai corecți. La noi presa, numele omului mai puțin contează. Știrea să meargă, bombă, nu vă spărați. Eu cred că era corect în cazul dat ca ziarul de gardă să-l invit pe domnul Donciu, să-i pun întrebări la ceea ce informații dispun, să clarif și apoi să publice materialul. Terenul l-a obținut legal în baza hotărârii deciziei Consiliului Municipal în anii 2000. Are o casă de milioane, însă în acte locuința valorează 10.000 de euro. Este vorba despre fostul vicepreședinte al Curții de Apel Economice, Maria Moraru, acum judecător la Curtea de Apel. Ziarul de Gardă scrie că familia Moraru a intrat în posesia casei în timp ce clădirea era sechestrată de o instanță de judecată. Soțul magistratei, avocatul Ion Moraru, a agresat astăzi echipa ProTV. Casa familiei Moraru este situată într-un cartier modest din sectorul Ciocan al capitalei. Construită din trei nivele și o mansardă, aceasta poate fi ușor observate din orice colț al străzii, iar cele trei turnuri care se înalță pe acoperiș amintesc de un adevărat castel. Ziarul de gardă scrie că familia Moraru a intrat în 2001 în posesia casei, care atunci avea două nivele și era puse sub sechestru. Am avut o informație interesantă, precum că persoana care a vândut, care a avut acea casă, ar fi fost judecată, iar casa ar fi fost sechestrată și ulterior a fost cumpărată într-un fel sau altul de către această familie. Din păcate n-am reușit să găsim legătura între activitatea Mariei Moraru și casa care a fost cumpărată fiind sechestrată. Clădirea a fost înregistrată la cadastru abia în 2007. Reporterii de la Ziarul de Gardă spun că judecătoarea ar fi spus că a cumpărat și a construit casa din credite, iar imobilul a fost evaluat la prețul la care a fost cumpărat. Solicitată de ProTV, Maria Moraru nu a vrut să vorbească, motivând că este ocupată. Ziarul de Gardă mai scrie că soțul Mariei Moraru a fost reținut în 2009, fiind bănuit că a luat 5.000 de euro mită. În acea perioadă, Uniunea Avocaților i-ar fi retras licența, însă mai târziu și-a recuperat-o. Propunerea de a crea o astfel de comisie vine după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație potrivit căreia președintele CNI Anatol Donciu ar deține o casă estimată la 5 milioane de lei, neregistrată la cadastru.